mare celebrului spectacol cu Macbeth cu măști, care a făcut-o Sava și a mai jucat într-o piesă pusă de Camil Petrescu și pusă chiar de Camil Petrescu în scenă. Și pe urmă a murit sora mea dintr-o naștere. Asta l-a durut foarte tare pe tata. Cred că l-a și consumat treaba asta. Și s-a prăpădit și el? Da, s-a prăpădit după vreo un an. Vreți să le evocați puțin pe tatăl dumneavoastră? Ce era omul care își putea permite să-i ofere fiului lui un teatru, da, atunci când observa că chestia asta cu teatru, da, e serioasă? Da. Cred că a fost un om destul de extraordinar. A construit un mare constructor în țară. Avea și el și cu... erau 3-4 constructori mari pe vremea lui în țară. Era... Mai țin minte pe Emil Praga. Emil Praga era unul, Ioanovici, dar el a construit destul de mult și în țară și în București. A construit... Mi-ați spus de Biserica Elefterie. Biserica Elefterie. De Mănăstirea Cașin. Mănăstirea Cașin. Facultatea de Agronomie. Facultatea de Agronomie. Și Banca Națională, clădirea nouă, unde am făcut și o practică. Și urmă a construit antrepozitele de tramvaie din București, bineînțeles teatrele astea, Teatrul Mătara, Teatrul Odon, da, acum Mătara și tot blocul respectiv. A construit și halele tot cu Prager și am făcut și o practică acolo, care acum se fac, s-au transformat, era în timpul războiului și se intenționa să facă, să se mute fabrica de avioane IAR acolo, dar până a devenit la Mioveni fabrică de mașini, de automobile. Asta e la Pitești, da. Da. Și a făcut hangarele de la două hangare la aeroportul Băneasa, a construit enorm de mult enorm în țară. Și, și căi ferate, linia Turda Cluj și... Deci, numele tatălui dumneavoastră într-o grafie care e diferită de a dumneavoastră, scris Ciulei cu 2 de L și da, cu Y la urmă. Da, nu știu, cred că străbunicul meu a scris așa. Dar pe anumite case din București pe care le-a construit dânsul, da, e numele arhitectului și dedesubt constructor Ciulei. Da. Scris Ciulei cu L, dublu L și cu Y. Și Y, așa scălea el. Eu am văzut că în buletinul de naștere nu eram trecut așa și atunci am revenit la... am renunțat la prima scălitură, e tot așa cu el și așa apucasem. Dar până am revenit la formula asta simplă. De ce s-a prăpădit tata dumneavoastră? A murit de angina pectorală. Tânăr. 50. Și la timp că altfel făcea închisoare. De 56 de ani, da. 56. Și făcea închisoare pentru că întâmplător a fost și mason. Dar un alt mason faimos, Mihail Sadoveanu, era președintele Marii Adunări Naționale. Da, da. Nu știu, dar probabil că ar fi avut necazul. În orice caz, e mai bine că a murit și n-a văzut toată naționalizarea, că omul ni s-a luat absolut tot, și casa în care stăteam, care construită tot de tata, și absolut tot, și teatrele, și teatrele au rămas și până acum naționalizate, nu am primit nicio despăgubire. Nu? Nu. Ați cerut? O să cer ceva, da. Să cereți. Da. Și familia a avut de suferit, dumneavoastră, mama? Mama a fost arestată și a făcut vreo 5 luni numai închisoare pentru că a fost găsită cu niște cum se numește, valută pe care le ascunsese. Și dumneavoastră?
după ce am pus prima piesă în scenă, în 48 am trebuit să mă, ca să pun fac regie, să mă prezint la examenul de atestat sindical. Sindical? Da. Nu profesional. Nu. Sindicatul artiștilor dădeau atestatul. Și era Nichi Atanasiu, fost legionar. Care prezida acest... Care prezida ca mare comunist această comisie și m-a trântit. Și n-am putut să fac regie timp de 11 ani. Și atunci am avut însă voie să fac scenografie. Și ați putut juca? Și am putut să joc. Și în acea perioadă ați făcut... Și carnetul de arhitect l-am căpătat foarte târziu, 4 ani după ce îmi dădusem diploma. Adică în 53. În 49 ați luat diploma, în 53 da. Ați căpătat atestatul. 54. 54. Da, da. Și ați construit, ați proiectat, aveți case? Da, acum am făcut proiect. După ce m-am lăsat de regie, nu mai aud bine și de aia nu mai pot să-i urmăresc pe actor ca lumea pe scenă. Și ultimul meu spectacol, în mod ciudat, a fost Henic al IV-lea. Primul a fost. Deci monologul din care a arătat că treaba cu teatru e serios era din Henic al IV-lea lui Pirandello, da? Și ultima piesă montată în 2005 a fost tot Henic al IV-lea. Da. În mod ciudat. S-a închis un ciclu. Și după ce v-ați lăsat de regie, ați am început să desenez o vilă. Și am recăpătat un mic teren la Sinaia și am proiectat o vilă acolo și e foarte frumos proiectul. L-am arătat și la diverse arhitecți și am fost reprimit, făcut membru de onoare al Ordinului Arhitecților din București și membru al Ordinului Arhitecților pe țară. Așa că pot să, cu ștampilă, pot să semnez proiecte. Comitetul Sindical al Arhitecților de astăzi v-a dat atestat. Da. În anii 50, ce ați reușit să faceți? Scenografiile pe care le prezentați, care sunt extraordinar de moderne. Aici... Eram încă student la arhitectură. Și... În 48, la Teatrul Notara, piesa Domino a lui Marcel Așar. Da, era directoare Dina Cocea. Da, știu minte că juca și Forie Etele în spectacol. Este o viziune extrem de modernă. Când văd anul 48 și știu că în 48 regele deja abdicase și intraserăm clar pe mâna sovietică și deci comunistă. Nu. Încă se mai putea. Până când s-a mai putut? Ăștia sovietici au venit cam prin, cred că vreo 2 ani după. Nu, erau deja în țară. Da, dar consilierii sovietici. Influența asupra teatrului? Da. Cred că au venit puțin mai târziu. În orice caz a venit un scenograf, un Covalenco, care, țin minte că am făcut o piesă, Deputatul de Baltica, cu Bota. A fost un film jucat cu marele actor rus care a jucat în Ivan cel Groaznic, Cercasov. Da. Și că am trebuit să fac 11 variante până să capăt ștampila ca să am dreptul să intru în atelier. Că mi le refuzau. Deci teatrul a continuat să fie relativ liber? Da. Încă 2 ani după 48. Da. Colectivul teatral Odon a fost desființat. Noi am trecut la Teatrul Bulandra, la Teatrul Municipal, cum se chema pe vremea aceea.